Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliu cu Ghimpi. Invitatul meu de astăzi este Manuel Clej, președinte al de organizația ADEVA. Discutam, început să se aprindă discuția înainte de publicitate. Hai să vedem dacă ne-am așezat, dacă m-am calmat eu între timp. Îmi spuneați despre ștrandul de la Hunedoara și despre proiectele lui Bobăuțanu. Păi, ce să zic, mutați-vă la Hunedoara. Păi eu tocmai ce m-am întors de la Timișoara ca să locuiesc în Deva și asta vreau să fac. Soluția nu este să plecăm toți din oraș fiind nemulțumiți. Soluția este să ne implicăm, după cum bine mă vedeți, este ceea ce și intenționez să fac. Să mergem puțin mai departe cu perioada de stagnare a municipiului Deva. Eu v-aș întreba acum multe, dar nu pot să vă întreb. Vă rog, vă rog fiți deschis și... Ar fi și ce, domnule, să faci mătale două creșe și ștrand, dar nu pot să te Haide, întreb... Da, de ce nu puteți să faceți lucrul ăsta? Nu pot, campanie electorală. O așteptăm. Sper să mai am onoarea să fiu la dumneavoastră în platou, să mă invitați și cu siguranță o să... Puteți atunci, atunci să mă întrebați tot ceea ce doriți dumneavoastră și vă voi răspunde. Proiecte. Acum vorbim despre, nu știu... Situația în care ne găsim. Situația în care, din punctul noastră de vedere, ne găsim. Din punctul meu de vedere, da, și eu explic și argumentele care stau la baza gândirii mele. Păi, e normal că vă cer Aș merge argumente. Mai departe. S-a bătut monedă pe modernizarea transportului public local în municipiul Deva. Așa, și ce, nu-i modernizat? Ba da. Și acum am să vă spun, cum s-a modernizat pe hârtie transportul public local în Deva? Doamne, că mașina nu merge Mi-aduc aminte... Domnul Crăci, mașina nu merge pe hârtie. Ba da, doar pe hârtie merge. Că prin oraș nu prea văd nimic. Și vă spun de ce spun că pe hârtie. În luna iulie 2019, domnul primar Nicolae Florin Hoancea anunța cu surle și trâmbițe că împreună cu ADR Vest au semnat un contract pentru achiziționarea 26 de autobuze electrice Corect. În valoare de 10 milioane de euro Corect. Și pentru înființarea a 33 de stații de încărcare. Fiind electrice, au nevoie de... Asta nu s-a făcut. Să avem răbdare. Așa. Mai mult decât atât, alte 10 milioane de euro urmau să fie investite în ceea ce înseamnă infrastructură de transport. Valoarea totală a proiectului, de transport? Modernizare, stații de autobuz, alveole de acces pentru autobuzele electrice, sisteme de aer condiționat, pentru că în 2020 nu mai stăm sub niște table cu efect de seră, să transpirăm și așa mai departe. Deci, este un șantier care este necesar și benefic pentru un nivel calitativ al activității de transport public local și pentru satisfacția devenilor. Okay. Valoarea totală a proiectului, mi-am și notat, era de prezentată ca fiind de 44.844.000 de lei plus TVA, iar perioada de implementare a proiectului 24 de luni. Uitându-mă în calendar, aflându-ne în luna august, îmi dau seama că a trecut deja un an de zile, adică 12 luni din cele 24, în care nu s-a făcut absolut nimic. Deci 24 de luni ar fi... Și au mai rămas 12. Atenție, discutăm despre fonduri europene din perioada 2014-2020, pentru că avem un segment de finanțare. Începe un nou segment, 2021-2027. Păi, da, anul acesta... Avocatul Oancea, dați-mi voie să finalizez ideea. Frumos. Anul acesta se închide perioada de finanțare 2014-2020. Deci dacă noi mai avem încă un an și din cei doi ani n-am făcut absolut nimica, nu văd cum ar fi posibil ca acești bani să intre în visteria municipiului Deva, iar locuitorii deveni să beneficieze de aceste investiții. Păi, bun, dar a fost anunțat că a fost semnat contractul. Ce contract? De finanțare, probabil. Categoric. Păi și atunci Categoric. Ce trebuie? Licitație și... începerea și? Lucrărilor. Să ne punem la treabă, adică păi, să nu mai stăm doar în birouri, știu, să ieșim cu... Știți ceva? Nu știu absolut nimica, dar la aceste lucruri îl invit public pe domnul primar Nicolae Florin Hoancea să răspundă atât mie ca și cetățean, ca și competitor, să spun, politic, cât și devenilor. Dar s-a întâmplat ceva în această perioadă. Ce? Ceva foarte interesant. Yeah. Începând cu anul 2018, s-a înființat o firmă de transport public local a municipalității. Ce e normal? Până în 2018, diversi operatori economici asigurau transportul public local în municipiul Deva. Da.
prin licitație, atribuire conform legislației în vigoare, cu clarific, cu contestații, clarificări, într-un final avem un câștigător, validate ANAP și așa mai departe. Ce pot să vă spun? Este că în această perioadă și am făcut o scurtă analiză a rezultatelor pe care o companie de transport municipală le-a înregistrat la 2 ani de activitate. Mă refer 2018 și 2019. De unde aveți datele? De pe portalul public al Ministerului de Finanțe Publice, poate verifica oricine. E un simplu... Este un site, aș putea să dau numele, nu știu, este sigur, public, normal. listafirme.ro, care centralizează toate bilanțurile pe care firmele... Bun, dar acolo trebuie să ai abonament, nu cred că poate să sunt, informațiile sunt publice, nu vezi date referitoare la administrator, date cu caracter personal, dar indicatorii financiari, să-i arăt dumneavoastră, iarăși și camere, sunt publici. Sunt acolo, ok. Deci, în 2018, societatea comercială, nu, recent înființată în 2018, avea 0 angajați, și un capital propriu negativ de 3 miliarde cu o pierdere netă de 6 miliarde. Stați așa, că nu toată lumea economiști. Ce înseamnă capital propriu negativ? Vă spun acum, capital propriu negativ sau activul net înseamnă că dacă mâine aș vrea să închid, să lichidez compania, eu ca și acționar, primăria, consiliul local, noi deveni, așa, trebuie să venim cu bani de acasă. Adică valoarea datoriilor. Adică a cheltuit mai mult decât... Exact. A angajat cheltuieli, vă spun acum. Deci, la nivel de anul 2018, cifra de afaceri a fost de 961.000 de lei, 109, asta înseamnă 9.600.000 în banii vechi, cu un profit de minus 606.000, adică cu o pierdere netă, pierdere. 6 miliarde, asta însemnând undeva cam deci, 500 de milioane... 9 miliarde... Tu ai avut 15 miliarde cheltuieli. 15 miliarde cheltuieli. Adică 6 miliarde pe an pierdere, ceea ce înseamnă 500 de milioane în medie pe lună. În fiecare lună, bani pierduți din impozitele, taxele sau cheltuiți necorespunzători. Cu un capital propriu negativ de 3 miliarde. Asta înseamnă, în 2019 s-a votat în primă cameră, la Camera Deputaților, o lege care spune că dacă 2 ani consecutivi tu înregistrezi capital propriu negativ, adică activul net este sub ceea ce ar trebui să fie, banii pe care tu ca și acționari îi ai în firmă ar trebui să fie transferați în capital propriu. Bun, intrăm în date care țin de economiști. Dar ce vreau să vă spun eu, să vă scot în evidență, este că în primul an de activitate, firma înregistrează pierdere cu un capital propriu negativ, cu 0 angajați. Bun, cu 0 angajați. În 2019... Așa, dar, eu n-am nicio treabă până aici. Și vă spun de ce. În 2018, firmă înființată, hai să zicem că din experiența noastră și din experiența mea, în primul an îți poți... Poți să zici că pun, te pui la punct... Și îți cumperi parcul auto. Și îți cumperi parcul auto. Și am ajuns la parcul auto. Pe, două secunde, mergi pe pierdere. Dar cum cu 0 angajați? Adică cine a lucrat în firma aia? Poate că administratorul, nefiind angajat. Păi și cine e administratorul? Cunosc persoana, dar nu vreau să intrăm până acolo ca să... Este o persoană, un administrator păi asumat... Nu, în 2018 ăștia este un administrator asumat secunde. De către Consiliul Local și Primăria Municipiului Deva. Dar de acord cu dumneavoastră, dar ăștia n-au efectuat transportul. Haideți să vedem. Ajungem și acolo. Păi nu, nu. Asta e întrebarea. Se... Au efectuat transport sau nu? Se închiriază. S-a efectuat. Păi și atunci aia care conduceau, ce făceau? Făceau muncă patriotică? Unde erau angajați? Poate că au fost un leasing de resurse umane. Fi fost închiriați oamenii și nu figurau pe organigrama. Nu sunt economist, dar asta întreb. Haideți să mergem puțin mai departe. Ajungem în situația în care o companie de publică de transport de la Deva nu are angajați, nu are, are doar infrastructura existentă în cadrul municipalității, discutăm la căi de acces, la stații de autobuz și așa mai departe. Avem nevoie de mijloace de transport. Da. Autobuze. Ce face primăria Deva? Păi nu știu ce face. Închiriază, vă amintesc, haideți să ne amintim, închiriază 12 autobuze de la o firmă, o societate comercială care trebuie să facă profit și l-a făcut cu primăria Deva, pentru suma de undeva aproximativ 2000 de euro pe lună,
pe bucată. Asta înseamnă în felul următor. 2000 de euro ori 12 luni înseamnă 24.000 de euro per autobuz ori 12 autobuze 24.000 ori 12, cred că 288.000 de euro. Hai, urmând ca mai apoi plus TVA sau fără? Plus TVA. Urmând ca mai apoi, la sfârșitul acestui contract de închiriere, după cele 12 luni s-au scurs, să le achiziționeze la un preț de 24.000 de euro bucata. Deci, în condițiile în care un astfel de autobuz costă pe piața de profil 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, pun o întrebare. De ce s-au închiriat autobuzele un an de zile cu 2.000 de euro pe lună, când s-ar fi putut plăti o rată la un leasing și ele să intre în posesia municipalității? Dar erau noi autobuzele astea. Noi cumpărate. Sau noi... Noi ca an de fabricație. Nu, erau second hand. Deci nu discutăm despre echipamente noi. Dar, deci, un autobuz, costul final, la momentul intrării în posesia noastră a municipalității, a fost pentru o bucată 24.000 de euro chiria pe un an de zile, plus costul de achiziție la finalizarea 48.000 de euro un autobuz. Ceea ce mi se pare o bătaie de joc la adresa cheltuirii banului public pentru municipiul Deva. Păi bun, acum și mergem mai departe. Sugerați că cineva și-a bătut joc de banul public, nu? Este opinia mea personală. Asta vreau să vă întreb. Asta care, pe care l-aș ruga frumos pe domnul Florin Oancea, primarul municipiului, să clarifice această situație tuturor celor care suntem, avem semne de întrebare, de ce așa? De ce s-a ales să închiriem niște autobuze după care să le cumpărăm, ele fiind second? Da. Le-am schimbat frumos, le-am pus două, trei abțibilde pe ele, Deva e frumoasă, Deva e frumoasă că așa a folosit Dumnezeu. Nu pentru că am pus noi niște hârtii și că am pus niște luminițe pe niște clădiri. Că acele clădiri sunt vechi, derăpânate, n-am făcut nimic ca să le schimbăm, ca să le schimbăm înfățișarea. Ajungem și la subiectul cu clădirile de patrimoniu. Nu prea mai avem timp. 6 minute. Ca să închid subiectul cu transportul public local. Credeți că, de exemplu, administrația publică din Deva e atât de inconștientă? Curtea de conturi, vine cineva, adică... O să vină și curtea de conturi, dacă nu a venit încă. Dar, revenind la firma de transport public local, în 2019, anul trecut, avem un număr de angajați. 51. Așa. Declarați, numărul de angajați este mediu. Așa se raportează într-un bilanț. În decursul anului, oscilațiile sunt. Astăzi ai 70, luna viitoare ai 30, nu știu, ca idee. O medie este de 51 de angajați. La 2019, la firma de transport public local. La firma de transport public. Până în 2016, operatorul de turism care până în 2018, operatorul de turism care asigura transportul public în local, Deva, asigura acest serviciu cu un efectiv de 28 de angajați. Deci, același transport public realizat de un operator de transport, societate comercială, de profil, avea nevoie de 28 de angajați ca să asigure aceleași trasee, aceleași rute. Cred că s-au suplimentat două, dacă nu mă înșel, raportându-ne la cele care au fost. Că s-a supradimensionat schema de personal de la... Dar este evident. Deci ceea ce făcea un agent economic cu 28 de angajați, tu nu reușești să faci cu 51. De ce nu reușești? Păi da, pentru că ești pe pierdere. Pentru că nu aduci profit. Pentru că nu ai făcut nicio... n-ai crescut cu nimica. Vă dau un exemplu. Avem cel mai lung circuit pe care transportul public local îl are. Cred că este cel de la care pleacă de la gară și ajunge în Cristur. Sunt 24 de kilometri. Aceste autobuze cumpărate, închiriate, după aceea cumpărate, au un consum destul de mare de carburant. Sunt situații în care un autobuz merge chiar și gol. Următorul, ca și dimensiune, este gara Micro 15, 8 kilometri. Sunt situații curse, unde pleacă 4, 5, 10, 12 oameni dintr-o capacitate de 45. Deci fiecare cursă care nu se face la capacitate maximă duce pierderi în tot ceea ce înseamnă. De acolo indicatorii financiari slabi.
Deci astăzi, firma de transport public local este într-o situație cu un capital propriu negativ. Dacă ar trebui să închidem firma, gata, renunțăm. Trebuie să venim cu bani de acasă. În 2 ani de zile, atât au reușit cei din primăria Deva, referindu-mă strict la transportul public local, să le îndatoreze pentru încă un an de zile. Da, ideea este următoarea. Acum, ce să facem? Să luăm oamenii, să-i băgăm cu forța în autobuz? Nici asta nu putem. În al doilea rând, nu putem să închidem nici transportul în comun, că e neprofitabil. Categoric nu, dar putem să optimizăm un sistem public de transport local, ceea ce voi face în primul mandat de primar și care proiect, care proiect o să vi-l prezint în timpul campaniei electorale pentru a nu încălca nicio regulă de dezbatere publică. Și sunt un om care respect legea și am respect pentru contracandidați, pentru deveni și pentru oricine. Domnule Cleș, am ajuns la final de emisiune. Că vă vină să credeți sau nu. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și vă mulțumesc. O să vă mai invit și altă dată, pentru că mi se pare interesantă și discuția cu dumneavoastră. Și vă doresc succes, ce să zic. Mulțumesc. Să-l avem cu toții, să fim sănătoși. Viața există și după 27 septembrie. Ideea este că viața poate fi mai rea sau mai bună, cu soluții mai inovative, cu probleme, cu aceiași oameni care s-au perindat prin primăria Deva sau cu un suflu tânăr, energic și cu viziune pe termen mediu și lung. Stimați spectatori, Emanuel Clej, președintele al organizației Deva, a fost invitat la Fotoliu cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune.